Elevii și dascălii unităților de învățământ din județul Buzău au mers astăzi la școală, însă nu au făcut cursuri, ci au participat la diverse activități educative și recreative dedicate Zilei Mondiale a Educației. La Râmnicu Sărat, toți cei implicați în procesul educativ au participat la un eveniment organizat în fața primăriei. Acolo au fost dezvelite două monumente de for public, Lupa Capitolina, lupoaica romană, însoțită de Romulus și Remus, și Lupul Dacic, ansamblul statuar ce reprezintă etnogeneza poporului român. Astăzi încercăm să înfigem în tărâmul râmnician două porne care să ne amintească nouă și vouă, dragii noștri, și urmașilor voștri, să ne spună cine suntem. Cred că avem suficiente motive să fim mândri, nu cred că trebuie să ne mai temem de nimic, să ne speriem de ceva. Din anul 2007 suntem membri ai Uniunii Europene. Vorbim foarte des că suntem europeni, dar se pare că uităm cine suntem cu adevărat. Acesta este motivul pentru care suntem astăzi aici, acesta este motivul pentru care vom dezveli cele două simboluri. Deci la mulți ani tuturor, sper ca perioada care urmează să fie plină de roade frumoase, sper să aveți rezultatele dorite cu toții, fie că sunteți elevi, fie că sunteți cadre didactice. Elevii au admirat cu interes cele două monumente, dar și soldații daci și romani care se aflau lângă acestea și nu au ratat ocazia să facă fotografii. Foarte frumos, mie mi-a plăcut foarte mult statuile. Vei face poze cu aceste statui? Nu. Nu vei merge să faci poze? De ce? N-am telefon. Nu ai telefon? Vei veni în altă zi atunci? Desigur. Vei face poze cu aceste statui? Ați fost invitați acolo? Da, voi face poză. Pentru mine acest eveniment a fost frumos, patriotic, interesant, da. E liber de a pleca. Mi-a plăcut frumos. Elevilor, profesorilor și învățătorilor, le urez la mulți ani și o zi frumoasă de Ziua Educației. Activități educative și recreative cu prilejul Zilei Mondiale a Educației au avut loc și în alte unități de învățământ din județul Buzău. Ziua Mondială a Educației se sărbătorește astăzi în peste 200 de țări, data de celebrare a acesteia fiind stabilită de UNESCO.